K1. K1 undercard, urcăm însă la 65 de kilograme. În colțul albastru, Dragoș Burlogo. Republica Moldova. Așadar, în colțul albastru, astăzi, într-o luptă de la categoria 65 de kilograme, îl vom vedea pe Dragoș Burlacu, sportiv care provine din Republica Moldova. Iată-l în short de culoare roșie și foarte, foarte înalt pentru categoria 65. Să-l vedem și pe Orza, dar nu cred că Orza este la fel de înalt ca acest moldovean de peste Prut, care, iată, de Ziua Națională a României, luptă la Constanța. De la Sharks, Gin Constanța, Ștefan Orza! Sala este în picioare, aplaudând intrarea în ring a lui Ștefan Orza. Așa cum am anticipat, va fi o clară diferență de talie între cei doi. Iată-l și pe Daniela Saftei. De asemenea, în colțul lui Orza stă astăzi și Alex Filip. Vă repet, categoria 65 de kilograme. De câte două minute vedem pe antrenorul lui Ștefan, Daniela Saftei. L-avem aici lângă noi și pe campionul Alex Filip. Avem și domnișoara care prezintă runda. Hai să auzim și încurajările voastre pentru cei doi luptători. Abia aștept să-l văd pe Orza cu un adversar probabil puternic. Iată diferența de înălțime între cei doi. Aproape un cap mai înalt este moldoveanul în short de culoare roșie, mănuși albastre. Arbitru, timp, luptă! Și a început a treia luptă a galei Urban Legend 3 între Dragoș Burlacu, Republica Moldova, short de culoare roșie, și Ștefan Orza de la Sharks Gym Constanța, short de culoare neagră. Stop, stop! Un procedeu din MMA încercat de Orza, care și-a luat la propriu adversarul în brațe. Se luptă însă pe reguli de K1, K1, kickbox. Orza încearcă lovituri cu brațul stâng peste umărul adversarului. Gardă inversă la ambii sportivi, amândoi cu brațul drept în față. Să vedem dacă Burlacu va reuși să-și valorifice alonja superioară. Acum face cunoștință cu podeaua, dar împiedicat de adversar la propriu. Se schimbă lovituri dure, nu foarte dese în schimb. Cei doi încă se tatonează și din nou Orza pare să încerce un procedeu de lupte greco-romane, luându-și în brațe adversarul. Da? Orza mai activ în această repriză, în opinia mea, repriză care chiar acum se încheie. Parcă a lovit mai clar și s-a apărat foarte bine de loviturile de picior expediate de sportivul din Republica Moldova. Doi,
Da. Ne este anunțat și numărul reprizei care urmează, repriza a doua a acestei lupte cu numărul 3 a Galei, Urban Legend 3. Trebuie să recunoaștem că focul de artificii din prima luptă nu a mai apărut și în următoarele. Un meci memorabil ne-a oferit în debutul acestei gale Hu Hualong și Mario Tudora. Începe repriza a doua și ultima, vă reamintesc, se luptă pe durata două reprize, a câte două minute în undercard. Ne aflăm la cea de-a treia luptă din undercard. Din nou Orza mai activ. Știe să-l țină departe pe adversar, chiar dacă are alonja inferioară. A, încă o contră. A găsit o gaură în blocajul advers. Foarte prudent moldoveanul, a simțit forța loviturilor pe care le expediază adversarul și încearcă să-l țină la distanță, dar nu prea reușește. Orza este mai rapid. Da, cred că decizia din acest meci nu poate fi decât victorie pentru Orza. Să vedem dacă nu cumva această victorie va fi obținută înainte de limită. Cred că este knockout. Burlacul nu se mai ridică, este clar. Primul knockout al Galei Urban Legend 3. Ștefan Orza de la Shaz Gym Constanța. Iată-l pe Orza și noi să îl revedem pe Constanțean, o lovitură de pumn, iar knockout-ul este, iată, un croșeu de stânga cu care Ștefan Orza și-a pus adversarul la podea și acum va fi decizia, așa cum spuneam, knockout. Extraordinar, învingător, prin knockout. Ștefan Orza! Așadar, primul knockout al Galei Urban Legend 3 este izbutit de un constanțean, de Ștefan Orza, care a fost asistat la colț la acest meci de Daniel Lasaftei și de Alex Filip. Și iată-l pe bombardierul Pascu, face premierea. Ioan Pascu, un fost luptător constanțean, care acum luptă în MMA, este considerat unul dintre cei mai valoroși luptători de MMA din Europa la această dată. Iată-l pe Ioan Pascu, efectuând premierea. Iată-l și pe Cătălin Cășaru, este și Cășaru în ring, așadar toți membrii echipei Shaz Gym și Eduard Chelariu. Și să-l ascultăm pe Ioan Pascu. Iată, Pascu l-a chemat în ring din nou pe Ștefan Orza. Cum se vede, este un sportiv foarte talentat și acum chiar aș vrea să o susține, să l-a aplaudat. Vreau să mai spun câteva cuvinte. Nu știu, dintre voi mă cunoașteți sau vă urmăriți
Bastru Ion. Acum vedem cât s-a arătat ce poate încerca. Și am făcut o campanie umanitară pe ultimul meu mes. Am oferit tricou și mănucile la licitație și suma se oferă unui sportiv care chiar este talentat. Și vreau să-i ofer lui o parte din bani. Aplaudat de întregul public prezent în sala sporturilor. Cum am făcut și eu, să ajutați sportivi care cu siguranță vor fi și va reprezenta România cu succes. Și eu am avut nevoie, poate, de sprijin general, nu l-am avut, am muncit și am reușit. Dar poate cu un ajutor din partea voastră vor reuși mult mai repede. Vă mulțumesc și Ștefan Orza, mulțumim, aplauze! Parcă rușinat de atenția care îi se acordă.